Aproape 1000 de cetățeni ucraineni care s-au refugiat în Moldova și care au dorit să se angajeze oficial în câmpul muncii de la noi au primit câte o șansă din partea angajatorilor moldoveni. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe întreg teritoriul țării, au fost deja angajați cu acte în regulă 961 de ucraineni, dintre care 703 femei și 258 de bărbați. Cei mai mulți dintre aceștia, 729, și-au găsit de lucru în Chișinău. Capitala este urmată de Găgăuzia, Bălți, Ungheni și Cahul. Totodată, alți peste 570 de cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele subdiviziunilor teritoriale din subordinea ANOFM pentru a primi suport la angajare. În continuare, 220 de agenți economici au informat că sunt disponibili să angajeze cetățeni din Ucraina, oferind în acest sens informații despre alte circa 2100 de locuri de muncă vacante. În prezent, Moldova găzduiește aproximativ 81.000 de refugiați ucraineni.